Sprijin pentru decență, așa se numește proiectul de lege prin care dascălii ar putea primi 2000 de lei pentru a-și cumpăra haine. Ideea îi aparține parlamentarului Mircea Giurgiu, care va depune săptămâna viitoare la Camera Deputaților proiectul legislativ prin care va cere ca toate cadrele didactice care predau la grădinițe, școli primare, gimnaziale și licee să primească anual suma de 2000 de lei, bani pe care să-i folosească strict pentru a-și cumpăra haine. Deși ar trebui să-i bucure, vestea nu a fost primită tocmai bine de către profesori. Sinceră să fiu, mi se pare o jignire pentru că am ajuns în stadiul acesta, un profesor, da, ținând cont de faptul că are niște studii superioare și investește atât de mult în cariera lui profesională, nu mi se pare normal să ajungă aici. Proiectul mi se pare o idee foarte strălucită, nu contează cum se îmbracă un profesor, contează cum este la catedră, cum predă, cum ne înțelege pe noi ca elevi. Tocmai ok pentru profesor, deoarece este o jignire și pentru ei o să-i pună într-o ipostază diferită față de noi. Părerile elevilor sunt împărțite în ceea ce privește importanța vestimentației dascălilor, în timp ce unii sunt niște adevărați critici și fac abstracție de salariile mici ale profesorilor, alții mizează mai mult pe competențele lor profesionale. Dascălul care se predă trebuie să aibă o ținută impecabilă? Din punctul meu de vedere, da. Da, sunt profesori care îmi plac mai mult cum se îmbracă și unii mai puțin. Da, îi critic cu colegul de bancă, bineînțeles. Neapărat foarte bine îmbrăcat, atâta timp că lucrurile acelea sunt curate și miroase bine și mai știu ce. Important e cum se prezintă la clasă, ceea ce ne învață, ceea ce învățăm de la el. Putem să luăm ca pe un exemplu. Așa este, nu-și permit că și noi de unde ne luăm bani. Fiecare trebuie să descurce cum poate, dar trebuie să aibă o ținută bună. Tinerii mizează foarte mult pe înfățișare și în ceea ce îi privește și de multe ori bugetul lunar pe care îl acordă hainelor îl depășește pe cel al profesorilor. Cât investești lunar în ținută? Investesc. N-am un preț, dar când consider că îmi place ceva, îmi cumpăr, nu țin cont de o anumită sumă. Cât investești lunar în haine? Eu investesc, poate, nu e săptămână în care să nu-mi iau ceva în primul rând și cred că investesc vreo 4-5 milioane, să nu exagerez, lunar. Chiar dacă cei mai mulți elevi își permit să cheltuie destul de mulți bani pentru haine, proiectul n-ar strica să se aplice și în cazul lor. Foarte ok. Ar trebui și pentru noi același lucru să fie. Foarte bună. Dar pentru noi nu este...